Bună dimineața! Astăzi suntem creativi și ne găsim ușor și inspirația. Nu ne vom mulțumi însă doar să visăm cu ochii deschiși, ci vom face activități concrete pentru a ne atinge obiectivele. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec, ești cu gândul la un proiect, iar partea bună este că stai bine și la capitolul inspirație, dar ești și practic când vine vorba de banii pe care îi investești. Cea mai mare greșeală pe care ai putea să o faci acum este să-ți sacrifici bugetul de dragul cuiva. Taur, astăzi ești deschis către noi posibilități și vezi binele din oamenii cu care lucrezi sau cu care interacționezi. Este o zi bună să te gândești la ce vrei să schimbi în viața ta. Gemeni, profită de această zi să te relaxezi și să te deconectezi de agitația din jurul tău. O chestiune secretă se poate rezolva în favoarea ta, iar angajații tăi vor aprecia maxim că le lauzi potențialul. Rac, un prieten te-ar putea inspira să pleci undeva peste hotare, să te mai înscrii la un curs sau să devii profesor chiar tu. Leu, ai putea primi o veste fabuloasă pe plan profesional sau financiar. Dacă partenerul este într-un impas, imediat îți vine în minte și o soluție. Fecioară, chiar dacă adesea oamenii din jur te percep ca fiind cel care are ceva mereu de comentat, astăzi își vor da seama că ești și prima persoană care sare în ajutor la nevoie. Balanță, cea mai bună abordare este să lași lucrurile să curgă, nu să le forțezi să se întâmple. Ai putea avea flair și în business, să simți că acesta este momentul pe care îl așteptai ca să faci o investiție. Scorpion, pur și simplu simți că totul va fi bine. Totodată accepți partenerul sau copilul așa cum este, fără să te dai peste cap să-l manipulezi ca să-l schimbi. Săgetător, o să începi să te gândești cum poți să te menții în formă, apelând la metode mai distractive. Iar dacă până acum ai stat departe de bucătărie, te-ar putea tenta să-ți demonstrezi abilitățile de șef. Capricorn, povestea ta și cum ai reușit să ai succes i-ar putea inspira pe mulți să facă primul pas să-și descopere vocația. Dacă lucrezi la imaginea ta și la campania ta de branding, vei avea super idei. Vărsător, ei putea ajuta pe ceilalți să vadă și partea luminoasă a vieții și nu o să le ții doar predici, dacă au nevoie de bani, le vei oferi sprijinul tău financiar, iar dacă au uitat cât valorează și cât merită, le vei ridica moralul. Pești, te vei gândi mult la ce fel de relație ți-ai dori și la parteneriatele în care te-ai implica. Știi exact ce ai de făcut pentru a face aceste alianțe să înflorească. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!